Mă numesc Rotaru Cristina, lucrez la compania Este Testert. În calitate de? Social Media Manager. Am venit doar să iau cunoștință. Trebuie să-ți analizezi publicul tău țintă. Asta am învățat. Așa o metaforă de la mine că dacă te temi de pădure, n-ai să mănânci mure. Dacă te temi să investești în publicitate, nu o să ai profit de acolo. Dincolo de textele pe care noi le formulăm, partea cealaltă sunt oameni. Adică noi trebuie să, în primul rând, să formulăm mesajul către om. El nu este robot ca să-l formăm doar pentru citește, cumpără, vinde. Adică trebuie să-l formezi de la om la om. Antreprenorilor, dar într același timp tinerilor specialiști care doresc să se dezvolte anume pe direcția asta. Este foarte important. Deoarece singur tu asta pur și simplu trebuie să-i depui foarte mult efort ca să înveți. Până când să ajungi la etapa ca să faci asta ca un profesionist, trebuie să depui mult efort și ai nevoie de timp. Când aici se dă, în afară de metafore, da, cum s-a spus, ți se dau grafice, ți se dau studii de caz, ți se dau tabele, ți se dau instrumente cu care să lucrezi pe viitor, care îți ușurează lucrul tău, care îți scurtează din timp.